se pregătește de război cu Rusia. În ultimele două decenii, tensiunile globale au crescut semnificativ, iar evenimentele recente au intensificat preocupările Europei cu privire la securitatea și stabilitatea regiunii. Deja în Marea Britanie, șeful statului major general a subliniat necesitatea pregătirii pentru posibile conflicte în Europa. Germania, ca membru cheie al NATO, desfășoară pregătiri la nivel național pentru a face față unei posibile invazii rusești în spațiul NATO. Care sunt riscurile, în opinia dumneavoastră, acum, în privința tuturor acestor avertizmente care vin din partea celor mai puternice state din Europa? Într-adevăr, în perioada următoare, vorbind de perioada 2024-2029, intrăm într-o zonă de risc geopolitic destul de mare. Acum este foarte greu să discutăm direct despre riscul pe care l-ar avea un, un atac al Rusiei asupra NATO. El trebuie pus într-un anume context, contextul fiind și situația foarte tensionată din Marea Chinei de Sud, dintre China, bineînțeles, și Statele Unite. Un conflict acolo ar angaja până prin 2029, estimează experții militari de la Royal United Services Institute din Marea Britanie, o bună parte din efectivele americane, ceea ce înseamnă că Europa ar trebui să se apere cât de cât singură în această perioadă, ceea ce, bineînțeles, că ar oferi Rusiei o ocazie foarte bună să încerce să rupă NATO. Este foarte important, de asemenea, să înțelegem că un conflict dintre Rusia și NATO nu trebuie să fie neapărat unul despre teritoriu, ci trebuie să poate să fie un conflict despre ceea ce înseamnă NATO. Dacă Rusia reușește să, atac, să atace o țară NATO fără ca restul aliaților să intervină, acela este finalul NATO, ceea ce îi permite Rusiei mai departe negocieri bilaterale și nu negocieri cu uh, blocul de țări NATO ca până acum. De Rusia nu trebuie neapărat să cucerească teritorii în sensul tradițional al trenului ca să câștige un război în acest sens. Tocmai de aceea, în perioada următoare, este o idee bună ca țările NATO să se pregătească și mai ales țările NATO din Europa să se pregătească pentru acest conflict. Uh, mai ales că, dacă stăm să ne gândim, Rusia în ultimii doi ani a acumulat foarte multă experiență militară, a mobilizat foarte multe trupe și dacă demonstrează un lucru, uh, conflictul din Ucraina este că dronele nu compensează artileria, dronele nu compensează masa de infanterie. Astăzi uh, Rusia are succes la Avdivka tocmai pentru că reușește să maseze artilerie, uh, artilerie și multă infanterie împotriva uh, dronelor ucrainene. Și ne uităm puțin la acest aspect, pentru că vedem, oficialii din țara noastră spun că suntem țară NATO, acest lucru înseamnă că suntem impenetrabili din punct de vedere al războiului. Pe de altă parte, vedem toate aceste avertizmente. Am văzut mesajul lui Donald Trump și este posibil să ajungă din nou președinte. Mesaj în care acum câțiva ani spunea că nu ar interveni pentru Europa dacă, că NATO nu ar interveni pentru Europa dacă ar fi o situație de acest gen. Ne uităm puțin și spre Polonia. Vedem că acolo șeful Ministerul Apărării, Ministrul Apărării a venit cu un avertisment și îi îndeamnă pe polonezi să fie pregătiți pentru un eventual război cu Rusia. Și atunci, chiar ar trebui, până la urmă, să ne culcăm pe o ureche că suntem stat NATO sau, exact cum spunea și noastră ceva mai devreme, ar trebui să avem mai multe măsuri de precauție ca să nu fim luați prin surprindere, desigur. Poate să fie contraintuitiv, dar nu cred că putem să obținem pacea în Europa în momentul de față decât arătând foarte public că putem să ducem un război la nevoie. În momentul de față, țările europene nu sunt neapărat capabile să ducă acest război până la capăt, odată pentru că nu au infanterie și, în al doilea rând, un fapt poate ignorat din când în când, dar... Statele europene au nevoie de capacitatea aeriană americană pentru a putea face față unui conflict cu Rusia. Este foarte greu să pătrunzi pe teritoriul Rusiei doar cu aviația europeană, chiar și luată împreună. E o problemă de experiență, e o problemă de misiuni de, de, suprimare a apărării antiaeriene inamice. Sunt mai multe probleme tehnice în care nu o să intru acum, dar e nevoie de americani. Ideal ar fi să nu fie nevoie de americani prea mult, tocmai pentru că Americanii pot fi angajați într-un conflict dificil cu China, cum spuneam mai devreme, dar într-adevăr și datorită imprevizibilității președintelui Trump. Acum nu e garantat că Trump chiar o să iasă din NATO, este nu super. e garantat că Trump nu ar... Interveni nimeni, nu știe exact ce va decide Trump în momentul în care va în deveni plus, președinte. plus, nu este singurul președinte. factor de decizie, chiar dacă ar fi posibilul viitor președinte. Chiar pe, pe ministrul de externe britanic, David Cameron, spunea că ar fi bine să aranjăm lucrurile în așa fel încât în momentul în care, dacă Trump devine președinte, acesta să fie cumva calat pe o direcție geopolitică având în vedere cum s-au uh, uh, decis aliații să acționeze și având în vedere cum poziția în care se află Rusia. Acum, Statele Unite, evident că nu își permit neapărat să piardă un conflict cu Rusia, chiar și un conflict proxy cum e cel din Ucraina, tocmai pentru că acesta ar da un semnal foarte prost către alți inamici ai Statelor Unite, cum ar fi Iran, cum ar fi China, cum ar fi Corea de Nord. Bun, ne uităm puțin la toate aceste avertismente și ne întrebăm de ce în acest moment s-au trezit oficialii europeni Că nu stăm bine când vine vorba despre apărare. În contextul în care, până la urmă, nici înainte nu stăteam bine. Adică, ok, acest conflict, război din Ucraina, este durează de 2 ani. Pe 24 februarie, dacă țin mine minte, în urmă cu 2 ani a fost declanșată invazia în Ucraina. De ce acum? Pentru că intrăm într-un an electoral. Și este devreme? Este, nu este prea târziu? Adică mai e timp să ne pregătim? Fără îndoială, nu este prea târziu din punctul meu de vedere. Cred că legătura principală o are cu acest an electoral în care am intrat, nu doar noi românii, nu doar în Statele Unite, în întreaga Europa. Drept urmare, suntem evident mult mai concentrați pe probleme de politică internă, de nivel de trai, lucru care ar putea să atragă atenția de la riscul geopolitic destul de mare. Pregătirile ar trebui făcute din timp, tocmai pentru că ele, pe românește spus, durează. Da, ele durează. Și ar trebui să începem din timp ca să fim capabili să ducem acest război și, subliniez, ideea nu ar fi de fapt să ducem războiul. Pregătirile acestea se fac mai degrabă pentru a restabili capacitatea de descurajare a conflictului care a dispărut în momentul în care Rusia a invadat Ucraina acum 2 ani. Atunci s-a demonstrat că nu. Suntem capabili să descurajăm Rusia. Țin să aduc aminte că nu vorbeam doar de superioritate militară, atunci ce vorbeam și tot ca element de descurajare relații economice profunde cu Federația Rusă. Iată că acestea nu au fost îndeajuns ca să convingă Federația Rusă să nu pornească acest, acest război ilegal și imoral. Oricum, și în urma sancțiunilor, Rusia a reușit într-un fel sau altul să găsească portițe. Um, um... Și să se descurce în continuare, chiar dacă au fost impuse acele sancțiuni din punct de vedere economic. Adică, până la urmă, da, au fost un semnal, dar se pare că nu unul suficient de convingător, așa cum spunea și dumneavoastră. Uitându-ne acum puțin pe plan local, stagiul militar voluntar este o variantă bună pentru țara noastră? Nu sunt atât de expert în acest lucru încât să pot să vă răspund. Sigur, aș specula că nu cred că vor fi foarte mulți care vor alege această opțiune tocmai pentru că suntem stat NATO, tocmai pentru că suntem apărați de cea mai puternică armată a lumii. Mulți s-ar putea să creadă că nu e cazul să se implice în, 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 în acest context, dar evident că pentru pregătirea unei forțe, cum au ucrainenii forța aceea teritorială de apărare, care e mai degrabă folosită pentru apărarea unor obiective și mai puțin pentru, pentru asalt sau pentru apărare, pentru contact direct cu, cu, Rusia, probabil că cei pregătiți în acest stagiu ar putea să facă față. Mai degrabă ar putea fi interpretată de asemenea, aici speculez un pic, recunosc, ca o pregătire pentru, poate cine știe, un stagiu militar obligatoriu în caz că, într-adevăr, riscurile geopolitice cele mai întunecate ajung să devină realitate. Și știu că ați început cu asta, dar aș vrea, dacă se poate, să mai subliniem o dată acest aspect când există acest risc al războiului care s-ar putea extinde? Experții militari de la United Services Institute estimează că 2029-2030. De ce? Pentru că până atunci investițiile americane tehnologice în așa fel încât să descurajeze China, în momentul de față trebuie să o spunem foarte clar, China deține pe anumite aspecte superioritatea tehnologică față de... Statele Unite și aliații săi, nu neapărat sub prioritate logistică, nu neapărat sub prioritate de experiență, dar, de exemplu, racheta lor air air poate mai departe decât racheta noastră air air ca să zic pe, pe românește și până când acest dezechilibru este rezolvat, evident că există Stimulente pentru ca China să înceapă un război în Marea Chinei de Sud, care, evident, creează stimulante și pentru Corea de Nord și pentru Rusia să încerce să rupă NATO, să încerce să atace Corea, respectiv Corea de Sud. De aici vine riscul acesta. Momentul în care Statele Unite și restul aliaților să își restabilească superioritatea tehnologică este momentul în care, evident, stimulentele dispar. Adică, practic, un fel de următorii 6 ani nu ne acumor niciodată pentru Taiwan și de aici, bineînțeles, că riscul geopolitic merge ca un fel de domino în jurul planetei. Trăim într-o economie globală, într-o lume globalizată și, bineînțeles, lucrurile acestea sunt foarte legate între ele.